Bună dimineața și bine ați venit din nou. Cei mai mulți, dacă nu toți dintre dumneavoastră, la Ministerul Afacerilor Externe. Ne face o foarte mare plăcere astăzi să vă avem alături la un nou eveniment deosebit în cadrul programului Cartea Lunii la Ministerul Afacerilor Externe. Este un program pe care îl desfășurăm de iată 5 ani, un program care, prin se pare valoarea pe care au considerat-o alții, că o aduce pentru informarea publicului larg asupra diplomației, asupra relațiilor internaționale, asupra contribuției pe care diplomația română o aduce în general, a fost și premiat. Țin în această dimineață să subliniez acest lucru și să-i felicit pe toți cei care în decursul timpului în această sală, sala Gafencu, au contribuit la promovarea acestui program, Cartea Lunii la Mae. În această dimineață avem plăcerea deosebită să lansăm un volum deosebit. Înainte de a spune câteva vorbe despre autorul acestuia, dați-mi voie să vă spun bun venit tuturor celor care vă aflați în sală, diplomați excepționali, foști miniștri de externe, actuali colegi, nu în ultimul rând să spun un bun venit călduros și reprezentanților mass media, reprezentanților presei, care și astăzi sunt alături de noi. Momentul lansării acestei cărți de excepție, Diplomația României la OSCE, promovarea securității în Asia Centrală și Caucazul de Sud, este, aș spune, simbolic. Se au împlinit în această toamnă 40 de ani de la debutul unui proces de negocieri la Helsinki în septembrie 1973, care 2 ani mai târziu au condus la ceea ce s-a numit și rămâne un act fundamental, actul final de la Helsinki, moment în care s-a născut Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa. De la bun început, România a fost parte a acestui proces. Și faptul că unul dintre diplomații români, tânăr la începutul anilor 90, în 1995 s-a alăturat Ministerului Afacerilor Externe, dar foarte repede devenit un diplomat de excelență, autorul acestei cărți, Traian Laurențiu Hristea, a ajuns să reprezinte România într-un spațiu pe care îl cunoaște atât de bine, în primul rând la Viena, s-a școlit între ale diplomației multilaterale la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, o școală extraordinară pentru orice tânăr la vremea aceea care pășea pe porțile acestui minister și care învăța meserie. Sunt puțin emoționată pentru că m-am numărat și eu printre aceia și am fost chiar și colegi. Într-alte vremuri, care nu sunt chiar de mult apuse, dar a căror roade le culegem noi astăzi. Acest tânăr diplomat atunci a ajuns apoi ambasadorul României în Ucraina, la Kiev. Până la acel moment a îndeplinit mai multe misiuni deosebite în spațiul pe care îl descrie din perspectiva ceea ce a fost mai târziu, din 1995, Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, Asia Centrală și Caucazul de Sud, ca mai apoi revenit cu lauri, îmi permit această apreciere și nu e numai nume personal, de la Kiev, după o misiune deosebit de grea, să conducă direcția politică din Ministerul Afacerilor Externe. După care, pe Traian Hristea, pe ambasadorul Traian Hristea, l-am pierdut, cu ghilimelele de rigoare. Însă l-a câștigat Europa, întrucât
a fost selectat pentru a lucra în Serviciul European de Acțiune Externă, între ghilimele din nou Ministerul de Externe al Uniunii Europene. Traian Hristea se numără printre cei 17 diplomați care ocupă poziții de management în Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Din acest motiv, personal apreciez că lansarea cărții, dincolo de momentul istoric pe care îl marcăm astăzi, cei 40 de ani de la debutul procesului CSC, Traian Hristea, prin persoana lui, este de asemenea într-un fel simbolic pentru diplomația română, care, iată, își aduce o contribuție pe zona de resursă umană, probabil cea mai valoroasă resursă pe care o are România de astăzi, la diplomația europeană și nu pot spune decât că suntem toți mândri de acest lucru. Alături de autor și de colegul nostru european, îmi face o deosebită plăcere să salut astăzi și să mulțumesc pentru prezență conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentată astăzi de secretarul de stat pentru afaceri strategice, Bogdan Aurescu, flancat în mod minunat de către doi oameni excepționali, atât din Ministerul Afacerilor Externe, cât și din sfera academică de excelență a României. Mă refer la domnul ambasador, profesor universitar, dr. Ioan M. Angel, președintele Asociației Ambasadorilor și diplomaților de carieră din România și, de asemenea, președintele Societății Române de Drept European, și nu în ultimul rând, doamna Viorica Moisuc, profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța. După aceste cuvinte introductive, spuse nu numai din suflet, dar și cu emoție față de toți cei prezenți și, bineînțeles, față de autorul cărții, îl invit pe domnul secretar de stat, Bogdan Aurescu, să ia cuvântul, anunțându-vă înainte de aceasta că după prezentările pe care le veți auzi, ne-am bucurat foarte mult, în frunte cu autorul și, evident, cu invitații săi, să intrăm într-o discuție pe marginea celor auzite. Domnule secretar de stat, vă rog frumos! Bine ați venit și din partea mea la acest eveniment deosebit, care este organizat, poate nu printr-o coincidență, pur și simplu astăzi, când la Kiev se desfășoară reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Prin urmare, este un moment și un eveniment cât se poate de nimerit astăzi. De asemenea, este pentru mine o plăcere deosebită să fiu astăzi la lansarea acestei cărți, a acestui volum, scrisă de colegul și, îndrăznesc să spun, prietenul meu Traian Hristea, cu care de altfel am lucrat vreme de mulți ani împreună, atât în calitate de director, în calitate de ambasador al României la Kiev și în multe alte ipostaze de lucru destul de complicate de-a lungul timpului, pe foarte multe dosare extrem de complexe pe care le are România pe agenda sa de politică externă. Mă bucur foarte mult că astăzi Traian reușește să lanseze în fața unei audiențe atât de distinse, cu foarte mulți experți, specialiști, cunoscători adevărați ai problematicii de politică externă, inclusiv ai problematicii care ține de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cartea pe care o lansează Traian astăzi și pe care a scris-o, sigur că abordează această tematică a evoluției Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. O abordează dintr-o perspectivă care, evident, este perspectiva diplomatului român, este și perspectiva cunoscătorului aprofundat al acestei tematici.
Și sigur că s-a mai scris despre contribuția României la crearea și dezvoltarea proiectului care a fost Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa, respectiv Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Dar ceea ce aduce în plus această carte, din punctul meu de vedere, este faptul că această evoluție, această istorie, este adusă de la origini până la zi, până în prezent. Este adusă până la dosarele deosebit de actuale pe care le are astăzi OSCE-ul pe masă. Este o carte care pune în evidență foarte important și provocările pe care OSCE-ul încă le are de depășit. Arată în același timp și actualitatea pe care această structură, această organizație politică și nu juridică, le are de depășit. Dificultăți la care cu toții încercăm să găsim soluții. Dacă ne uităm la structura acestei cărți, la capitolele ei, sigur, mai puțin capitolul care este foarte savuros, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult, cel legat de reflectarea, da, reflectarea în presa vremii a modului în care a apărut procesul CSCE, OSCE, în presa vremii, exact, în presa comunistă a momentului. Dar dincolo de asta, dincolo de acest capitol care este foarte interesant, pentru că el poate fi raportat ușor la evoluțiile reale ale procesului și la, sigur, traseul pe care l-a parcurs organizația și după ce presa respectivă n-a mai fost presa comunistă a vremii. Dincolo de asta ne putem uita la agenda Consiliului Ministerial OSCE din aceste zile și vom putea constata că structura dosarului, dacă vreți, a delegației, dosarului delegației române care participă la Consiliul Ministerial este foarte, foarte apropiată de structura acestui volum. Și autorul vorbește în diversele capitole și despre modul în care au apărut tratatul CFE, tratatul privind limitarea forțelor convenționale în Europa, iarăși o temă extrem de actuală, ținând seama de faptul că eforturile pentru crearea unui regim al limitării forțelor convenționale în Europa continuă. Se vorbește și despre tratatul CFE adaptat, se vorbește și despre suspendarea aplicării de către un anumit stat a tratatului CFE, se vorbește și despre celebrul proces Corfu, care înmagazinează o contribuție românească importantă și care este dezvoltat mai departe, dus în continuare în ceea ce se cheamă astăzi procesul Helsinki plus 40. Se vorbește și despre dimensiunea economică a securității cu detalii interesante care nu sunt atât de mult sau nu au fost până în acest moment atât de mult accesibile publicului, pentru că de cele mai multe ori ne-am concentrat atunci când am vorbit despre OSCE fie pe aspectele de securitate, fie pe cele care țin de dimensiunea umană. Iarăși, capitolul care se referă la dimensiunea umană și care se uită la diversele instituții autonome ale OSCE-ului este foarte interesant exact din acest punct de vedere. Accentul care este pus pe diversele instituții, cum ar fi Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, cu, dacă vreți, un rol esențial în monitorizarea desfășurării democratice a alegerilor, cu multe alte atribuții legate de libertatea de asociere, libertatea de întrunire, expertiză în domeniul electoral, cu ceea ce face înaltul comisar pentru minorități naționale al OSCE-ului, o instituție pe care România a știut să o folosească în mai multe rânduri, atât spunea în postfață domnul ambasador Angel,
amintea despre momentul de început al funcționării acestei instituții după 1992, când a fost creată, când înaltul comisar Max van der Stoel venea în România pentru prima oară, prima vizită a unui înalt comisar se petrecea în contextul relațiilor complicate româno-ungare, dar pe care, iarăși, România a știut să-l folosească ca un instrument extrem de util în soluționarea chestiunii legii maghiarilor din statele vecine Ungariei în perioada 2001-2003, pe care România a știut să o gestioneze cu succes, în final rezolvând aceste probleme, sau mai recent modul în care am utilizat această instituție pentru a monitoriza aplicarea protocolului Comisiei Mixte Bilaterale privind minoritățile între România și Serbia. Adunarea parlamentară a OSCE-ului își găsește aici un loc interesant. Sunt convins că Traian va vorbi el însuși despre accentul pus pe Caucaz și pe Asia Centrală, pentru că știu că este pasionat de aceste zone, care de altfel reprezintă pentru politica externă a României zone de interes strategic și de interes primar. În sfârșit, reflectarea în presa vremii este poate capitolul cel mai savuros al cărții și îl felicit pe Traian că a ales această soluție de a condimenta într-un fel o analiză care este de altfel foarte serioasă și foarte, foarte temeinică. Această istorie care este adusă la zi, acest volum, va fi extrem de util nu doar celor pasionați de istorie, celor care sunt pasionați de OSCE ca idee, ca organizație, deci practicienilor din Ministerul de Externe sau din alte zone, dar va fi extrem de util acest instrument și pentru studenții care, spre exemplu, se ocupă de materia care se cheamă Relații și Organizații Internaționale la Facultatea de Drept a Universității din București și care se studiază în semestrul 2. Prin urmare, Traian, ai o invitație deschisă să vorbești studenților noștri și despre Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe care o cunoști atât de bine. Prin urmare, nu pot decât să fiu extrem de bucuros că la o vârstă care este pentru unii fragedă, pentru alții este plină de substanță în ceea ce privește realizările de carieră, Traian a găsit timp să scrie acest volum, aflat într-o poziție extrem de solicitantă din punct de vedere al timpului și al activității depuse, primul șef de delegație a Uniunii Europene român într-o țară din Caucaz și dintr-o zonă care este de interes foarte important pentru Uniunea Europeană, dar și pentru România, este prin urmare o realizare deosebită și nu pot decât să-l felicit din nou pe Traian pentru acest volum. După cele prezentate de către dumneavoastră, nu știu dacă mai am multe lucruri de adăugat, aș vrea să subliniez totuși faptul că apariția acestui volum reține atenția celor interesați în problematica care ține de politica externă și, în general, de diplomația multilaterală. Și cred că acest act de publicare a studiului se justifică și din mai multe puncte de vedere. În primul rând, mă gândesc la actualitatea și oportunitatea acestei abordări a subiectului. Problema Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reținut atenția omenirii și, în mod special, a Europei câteva decenii. Dar subiectul acesta nu încetează să fie actual,
ca urmare a faptului că în Europa s-a produs o serie de evoluții, inclusiv constituirea Uniunii Europene cu participarea celor 28 de state. Existența acestei forme de cooperare, OSCE-ul, este utilă în continuare și îl felicit pe autor că a explicat bine acest lucru. De altfel, într-o anumită fază, am discutat despre acest element, la ce mai este bună, la ce mai este bună această OSCE. În realitate, experiența conferinței și după aceea a succesoarei care s-a produs în Europa este, apare ca un fel de model din acest punct de vedere, cu reguli, cu experiențe care pot fi extinse și acest lucru chiar îl face autorul în poziția pe care o deține, ceea ce este foarte important. În al doilea rând, am în vedere interesul de a se vorbi despre acest subiect. Dacă ne uităm puțin înapoi vreo 50 de ani de zile, printre paginile deosebite ale politicii externe ale României figurează participarea la Conferința Europeană. România a reținut atenția prin poziția adoptată, prin modul în care România a abordat problemele la timpul respectiv, dar și prin participanții noștri, prin colegii noștri, diplomații, care, având la dispoziție expertiză, talent și dorința de a realiza un mandat cu care plecaseră la aceste reuniuni, la suita aceasta de conferințe, au fost activi și activitatea lor am receptat-o din diverse poziții în care eram în străinătate, când străinii îmi vorbeau despre colegii noștri de Lipate și celelalte lume, Neagu și ceilalți colegi care au participat în acea perioadă. Lucru care era și pentru mine constituia o mândrie. De aceea, eu cred că a menționa mereu și a pune pe hârtie, a evoca dovezi din care să rezulte ce a însemnat România aceea perioadă, mi se pare că este o obligație pentru cei care au avut privilegiu să desfășoare aceste activități. Ceea ce s-a scris în această carte și în alte lucrări care s-au publicat, reprezintă documente cu care succesorii noștri vor putea să pretindă legitimitatea României ca unul dintre actorii comunității internaționale importanți. Am în vedere de asemenea și valoarea științifică a lucrării. Nu este vorba pur și simplu de o înșiruire de evenimente. Acest volum reprezintă o lucrare deținută. Are valoare științifică, e o cercetare foarte serioasă. Se bazează pe documente, e o documentare foarte bogată, din toate zonele în care problema aceasta a avut reflexe. Constatările pe care le face sunt corecte, concluziile de asemenea. Există o explicație, documentele de bază sunt examinate cu atenție. Lucru important care mi se pare mie de asemenea este că poziția României este explicată și este argumentată. Nu este vorba de atitudini, de acte care s-au produs așa întâmplător. Toate aceste acte, și m-a bucurat când a făcut domnul secretar de stat remarca aceasta, că documentele cu care România s-a prezentat acum câteva decenii au o continuare în modul de abordare de către România, pentru că interesul României, că era comunistă, că era capitalistă, sau de interesul României este același. Ca subiect de drept internațional, un stat nu aruncă interesele că se schimbă regimul politic. Sublinierea asta care s-a tot făcut adeseori este pur și simplu prostească, pentru că în realitate interesele unui stat sunt date de poziția lui, de interesele lui fundamentale, indiferent de coloratura politică. Ei, din acest punct de vedere, eu cred că contribuția colegului nostru este deosebită, pentru că arată continuarea
aceleiași abordări într-o fază ulterioară, într-o altă zonă geografică, și aș spune că iar caracterul creator al acestei abordări pe care o face. Eu aș vrea să felicit autorul și fac chiar un apel către diplomați. Eu cred că diplomații au ca o îndatorire, în afară de obligațiile strict de serviciu, au o îndatorire aceasta de a lăsa, de a lăsa dovezi, mărturisiri despre ce, a făcut, ce au făcut ei. Pentru că așa se reconstituie istoria, așa se știe ce s-a întâmplat, ce poziție a avut România, cine a fost România și așa mai departe. Arătăm undeva într-un studiu că, de fapt, tratatele, citirea listei cu tratatele pe care le-a încheiat România arată cine a fost România, în ce postură a fost. Învinsă, a avut o participare activă în viața internațională sau nu? E bine, ceea ce colegul nostru ne-a adus cu acest volum reprezintă o contribuție pentru care eu îl felicit, mă bucur de fiecare apariție care are loc în legătură cu politica externă a României, domeniul în care lucrăm sau am lucrat la timpul respectiv. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, domnule ministru, am ajuns după mai mulți ani de colaborare foarte eficientă cu Traian Hristea în acest moment pe care l-am dorit, pe care l-am prevăzut și l-am pregătit cu multă minuțiozitate și cu multă muncă. Când l-am cunoscut pe Traian Hristea, venea de la Viena, era posesorul unui sac de informații și de documente pe care nu prea știa cum să le folosească și ce să facă cu ele. Îi lipsea metoda de cercetare. Era firesc să fie așa. Am lucrat împreună și a fost un elev extraordinar de disciplinat și extrem de muncitor. N-am avut niciun fel de probleme de înțelegere sau de neînțelegere cu Traian. Sigur că, așa cum se întâmplă de regulă, au fost foarte multe obstacole în calea lui și în calea noastră, amândoi, pentru realizarea acestei lucrări. Că știți ce se întâmplă, că dacă nu te mănâncă prietenii și nu te mănâncă dușmanii, mai ai în față birocrația, mai ai în față harababura din arhive, nu toate arhivele, unele, nu vreau să numesc aici care, le știm cu toții, din unele biblioteci, așa încât ajungi într-un moment critic când spui de unde să iau cu tare informație. A reușit să treacă și peste toate aceste lucruri, au fost și momente extrem de grele în toată perioada asta, din punctul său de vedere, pentru că era extrem de solicitat în funcțiile pe care le avea, dar a trecut și peste ele și iată, am ajuns, cum spuneam, acolo unde ne-am propus din capul locului. Aș vrea să spun, nu vreau să intru în probleme de strictă specialitate, dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră e mult mai avizat decât mine, vreau să spun un singur lucru, această carte, din punctul de vedere al metodologiei de cercetare, abordează problematica pe care el și-a propus să o cerceteze într-un mod foarte complex, în toată complexitatea ei, nu este ruptă de probleme adiacente care pot avea un efect mai mare sau mai mic asupra evoluției unor fenomene și situații, așa încât ea poate să constituie un manual, efectiv un manual, pentru toți aceia care vor să cunoască această problematică a OSCE-ului și a contribuției României. Lucru pe care l-a subliniat atât domnul ministru Aurescu, cât și domnul ambasador, profesor Angel, pentru că, în adevăr, această problematică a contribuției României la tot ceea ce a realizat sau s-a realizat în cadrul OSCE și nu numai acolo, în perioada de dinainte de 1990, a fost pus într-un cont de umbră din motive subiective mai mult decât din motive obiective. Traian a făcut un lucru extraordinar, după părerea mea, prin aceea că a pus în lumină contribuția României și a argumentat-o, a documentat-o așa cum trebuie.
încât este practic imposibil să negi sau să critici sau să spui n-a fost așa pentru că n-ai argumente. Are argumente și ele sunt beton. Această carte poate, cum spuneam, să fie și trebuie să fie, după părerea mea de dascăl și de, mă rog, conducător de doctorat de atâta amar de ani, un manual pentru toți aceia care vor să se implice în cunoașterea, cercetarea acestui fenomen extrem de interesant, care poate astăzi nu mai este actual, deja lucrurile au evoluat cu o rapiditate foarte mare și sigur că se deschid alte orizonturi în fața diplomaților și a oamenilor politici. Un singur lucru aș mai vrea să mai subliniez, și anume faptul că pentru a fi un bun diplomat trebuie să știi istorie, istoria universală și istoria națională. Nu spun eu, a spus-o Nicolae Titulescu, care se referea la persoana lui și spunea pentru a fi un bun ministru de externe trebuie să știi istoria țării tale, dar și istoria universală. Și el a făcut o dovadă strălucită că era un foarte bun cunoscător al acestor două mari domenii de specialitate și a făcut față cu brio tuturor evenimentelor, pentru că dacă nu știi ce a fost în urmă, nu poți să înțelegi nici prezentul și cu atât mai puțin nu poți să prevezi viitorul. De aceea mă întorc și spun, istoria stă la baza, sau ar trebui mai curând, că de fapt acolo am ajuns acum, ar trebui să stea la baza pregătirii tuturor diplomaților, indiferent că lucrează într-un o parte a globului pământ sau alta, sau în cine știe ce organizație. Traian Hristea a ajuns aici, deci el știe istorie. Sigur că n-a fost ușor, sigur că a trecut prin multe, așa încât toate felicitările mele pentru el și fără falsă modestie vreau să vă spun că toate lucrările doctoranților pe care i-am avut publicate, tezele de doctorat publicate, sunt într-un raft destul de lung în biblioteca mea și mă mândresc cu ele, pentru că nu e vorba numai de niște lucrări realizate, lucrări de referință care rămân și vor rămâne peste ani în documentarea tuturor acelora care se interesează de un subiect sau altul, ci reprezintă și mentalitatea care s-a imprimat în modul de cercetare și de comportament al unor oameni, a autorilor acestor lucrări. Pentru că nu poți să scrii o lucrare dacă nu simți că trebuie să o scrii așa și nu altfel. Traian este dintre aceștia și nu numai el. Vreau să spun, fără falsă modestie, că doctoranzii pe care i-am avut și pe care cu care am muncit împreună, cot la cot cu ei poate uneori, sunt, din punctul acesta de vedere, un exemplu în ceea ce privește verticalitatea, abordarea problemelor de cercetare și de viață într-un mod corect, disciplinat și, aș zice, așa cum ar trebui să fie toată lumea, toți diplomații, toți istoricii și, în general, fiecare membru al societății. Eu nu vreau să spun mai mult, vreau să las mai mult timp lui Traian, care are și emoții și a avut și, cred că deja i-au mai trecut, să-l las să spună ce are de spus, pentru că a muncit mult și merită pe deplin atenția noastră în acest moment foarte important din cariera lui. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna profesor! Domnule ministru, domnule profesor, stimați invitați, doamna profesoară a punctat foarte clar emotivitatea care mă animă în acest moment și vreau să mulțumesc tuturor pentru că prin prezența dumneavoastră aici simt un anumit sentiment de solidaritate care a caracterizat și caracterizează această breaslă noastră a diplomaților României, acolo oriunde ne-am aflat. Într-adevăr, această carte este rezultatul unei perioade îndelungate de cercetare, unei perioade îndelungate de
învățare și unei colaborări foarte strânse în instituția în care lucrez. A fost materializarea unei perioade și de frustrări, dar și de realizări, așa că sunt foarte fericit să vă am alături de mine astăzi. Iar emoțiile sunt cu atât mai mari cu cât publicul este foarte avizat. Sunt oameni de la care am învățat în cariera mea, de în momentul în care am intrat în Ministerul Afacerilor Externe, oameni care mi-au dezvăluit atât talentul profesional, metodele, cât și fața umană a personalităților. M-a ajutat atunci când a fost greu și pentru acest lucru Ministerul de Externe are și a continuat să aibă o poziție specială în ceea ce, în sufletul meu, în ceea ce mă privește. În domeniul, în ceea ce privește cartea, am încercat să fac o prezentare a acestei organizații și a modului în care România a abordat această organizație din dorința de a promova o securitate în conceptul ei cuprinzător, cu o prezentare cât mai centrată pe zona Caucazului de Sud și Asia Centrale, zonă de care m-am ocupat atât timp cât am lucrat la această organizație, atât timp cât am lucrat pentru România în cadrul acestei organizații, dar și ulterior. Dar am încercat ca aceasta, să fac o abordare mai largă, nu strict legată de această regiune, ci să o prezint această regiune în contextul organizației. Structura cărții a fost în mod strălucit prezentată de domnul secretar de stat, țin foarte mult să-i mulțumesc și pentru elementele de inedit pe care le-a sesizat foarte bine în prezentarea pe care a făcut-o. Pentru că mecanismele și instituțiile implicate în activitatea OSCE la nivelul organizației, dar mai ales în zona Caucazului de Sud și Asiei Centrale, cât și modul în care diferitele dimensiuni ale conceptului de securitate cuprinzătoare s-au reflectat în această zonă, nu au fost anumite, nu au fost promovate izolat, ci într-un cadru a unui context de securitate mai larg, pe care statele participante OSCE au convenit prin angajamentele lor politice să le promoveze în mod solidar la nivelul întregii organizații și, de fapt, la nivelul întregii hemisfere nordice. Sigur că am încercat în această lucrare să renunț la abordările critice și la abordările uneori scolastice pe care alți autori le-au promovat în prezentarea cărții sau în prezentarea studiilor lor, pentru că am încercat să prezint această abordare de pe poziția unor parteneri egali cu ceea ce urmăreau statele respective de la această organizație. Am încercat ca acest concept de securitate cuprinzătoare să fie prezentat într-o lumină în care să fie corect percepută și de către statele din această zonă. Pentru că în discuțiile pe care le-am avut, negocierile pe care le-am purtat în cadrul OSCE cu aceste state, întotdeauna am avut de înfruntat acest sentiment al lor, că organizația este o organizație care îi tratează după principiul profesor-elev. Organizație în care ei sunt state participante cu putere egală de participare, dacă vreți, la organizație, dar care sunt cumva tratate uneori de sus în jos, tratate cu oarecare deferență. Chiar dacă situația undeva ar fi condus la această concluzie, nu aveau sentimentul că principiul egalității suverane a statelor este foarte bine respectat în cadrul acestei organizații. De ce am vrut să prezint această carte? În primul rând, că pentru statele din Caucazul de Sus și din Asia Centrală, Organizația pentru Securitate și Cooperare Europeană a fost un proces de
europenizare. Aceste state doreau să intre în clubul acestor elitist al statelor din OSCE, cu o istorie totalitară în urmă, cu un track record, cum se spune în limba engleză, nu dintre cel mai fericit. Însă acest proces de europenizare a conceptelor de securitate în țările respective a fost un proces care a avut dinamica sa, uneori mai lentă, alteori mai cu dureri, dar în cele din urmă asumat politic ca țel final, ca modalitate, sigur aici putem discuta de mai multe etape și mai multe nuanțe, însă ceea ce a fost prezentat de către statele respective este că acest obiectiv este obiectivul lor clar și că vor să lucreze în acest sens. Din alt punct de vedere, caracterul acesta inovator al organizației am vrut să-l prezint pentru că a fost singura organizație care a reușit să aducă în jurul mesei de negociere state care aparțineau unor blocuri militare opuse la vremea respectivă, state care erau nealiniate, dar și modul în care aceste alianțe au evoluat ulterior sau componența alianțelor respective a evoluat în ulterior și și-au găsit reflectarea nu numai în cadrul organizației, ci și asupra modului în care statele din Caucazul de Sud și din Asia Centrală se raportau la aceste noi realități. Sigur că am prezentat în carte și contextul evoluție OSCE de la conferință la organizație și provocările cu care organizația urmează încă să se confrunte în perioada următoare, pe baza unor documente pe care le-am studiat, multe dintre ele sunt publice, pentru că OSCE își face publice documentele, își publică documentele după adoptarea acestora. Și acele documente, desigur, care au rămas nesecretizate, nu sunt încă supuse procesului de clasificare. Am studiat și ce au mai scris alții în acest domeniu, m-am inspirat foarte mult, trebuie să mărturisesc, din studiile și cercetările pe care CORE și BASIC și sunt instituțiile care se ocupă de studierea OSCE au publicat ca și concept paper sau studii de specialitate. Și nu în ultimul rând, am utilizat foarte mult experiența personală dobândită atât în calitatea de ofițer politic și mass media în misiunea OSCE a României de la Dushanbe, din Tajikistan, perioada în care România a fost membra Troicii și a deținut președinția în exercițiu a OSCE, și sunt foarte bucuros să văd mulți dintre colegii cu care am lucrat împreună în acea perioadă prezenți aici în sală, dar și ulterior, pentru că în calitate de director al Direcției Prognoză și Planificare Politică am mai avut acces și am continuat să urmăresc activitatea acestei organizații, care în plan diplomatic aș putea spune că rămâne prima dragoste a mea în cadrul instituției. Ce am încercat să promovez, de ce contribuția și de ce diplomația României în Asia Centrală? Pentru că România a avut o serie de contribuții concrete în această perioadă. În primul rând, în această regiune, România a evitat acea abordare profesor-elev despre care v-am vorbit un pic mai devreme. România a încercat să se uite la această regiune prin ochelarii specifici, să ia în considerare realitățile specifice a statelor, a faptului că ele sunt state care unele dintre ele pentru prima dată, altele își reconstruiau capacitatea instituțională, își redefineau structura statală, își întăreau propria independență, se aflau într-un proces de construcție statală care avea anumite provocări și pentru care organizația putea să ofere un meniu concret de modalități, rețete, metode de realizare a acestui obiectiv, iar România prin
procesul său de tranziție pe care l-a parcurs, dar și prin istoria sa mai veche în cadrul organizației, avea această experiență. Putea să ofere acea expertiză și acel nivel de cunoștințe care se potrivea cel mai bine locului și momentului pe care am vrut să-l punctez, perioada președinției române, cu deosebire. România a încercat să evite a arăta cu degetul, așa cum alte președinții, de exemplu, sau alte state participante OSCE le-au făcut în această perioadă, din dorința de a da și statelor participante din Caucazul de Sud și Asia Centrală acest sentiment de coproprietate asupra organizației, de adoptare a deciziilor comune și de a fi împreună cu România, dar și cu celelalte state participante, actori importanți, actori serioși ai adoptării acelor decizii, a adoptării acelor documente care erau, făceau obiectul de activitate al OSCE. România a reușit întotdeauna să asculte, s-a dovedit un interlocutor respectat și un interlocutor ascultat, tocmai pentru că a reușit să aplece și a știut să aplece urechea la ceea ce statele din Caucazul de Sud și Asia Centrală aveau de spus în cadrul organizației. Atât în perioada Troicii, în perioada de pregătire a participării României la OSCE, dar și în perioada președinției și mai ales ulterior, România a reușit să fie un fel de releu de informații între aceste state și statele importante ale organizației, tocmai prin faptul că, aplecând urechea la statele din Caucazul de Sud și din Asia Centrală, au reușit să aducă pe agenda organizației proiecte, probleme de preocupare reală pentru aceste state. Și aș putea, de exemplu, să dau și un rezultat concret, un exemplu de rezultat concret. România, în timpul președinției, a promovat foarte mult ideea unei conferințe privind combaterea terorismului încă înainte de evenimentele de la 9 septembrie 2001. Nu a fost inițial ascultată. România a preluat această idee de la statele din Asia Centrală. Nu a existat un ecou generalizat care să întrunească consensul în cadrul statelor participante până când s-a întâmplat acest eveniment nefericit din Statele Unite. Acel eveniment nu a luat prin surprindere organizația, pentru că prin activitatea de construire a consensului pe care președinția română a făcut-o în acea perioadă, îndeosebi prin toată echipa, dar și cu contribuția domnului ambasador Hoing, reprezentantul special al României pentru Asia Centrală în acea perioadă, am reușit să impunem această idee, să facem ca celelalte state participante să conștientizeze necesitatea acestei și importanța acestui combaterii acestui fenomen. Nu în ultimul rând, România a contribuit cu foarte mulți experți în cadrul organizației, experți care au reprezentat palierul guvernamental, care au reprezentat palierul diplomatic al segmentului guvernamental, oameni din personalități importante din societatea civilă, am și menționat exemple în această carte, tocmai pentru a arăta că participarea României la OSCE, sigur dirijată de către Ministerul de Externe, a avut reflectarea în cadrul societății generale în România și n-a fost un exercițiu izolat. Am încercat în această carte, de asemenea, să subliniez anumite elemente care sunt în discuție și în prezent în ceea ce privește OSCE. Și faptul că, în ciuda criticilor cu care această organizație se confruntă în prezent, OSCE reprezintă totuși singura organizație care oferă tuturor statelor participante un confort și un confort important, anume că părerea lor este luată în considerare, că sunt ascultați, că statele care în alte platforme internaționale sunt cumva privite cu reticență, aici își regăsesc o platformă în care își pot exprima punctele de vedere. Și nu numai că își exprimă punctele de vedere, dar și că aceste puncte de vedere sunt luate în considerare de parteneri.
Este o organizație în care problemele de securitate continuă să-și găsească reflectarea și cred că este singura organizație în care toate cele trei dimensiuni ale securității sunt luate în mod serios în considerare. Sigur, ea a trecut într-o fază oarecare de critică din partea altor organizații sau din partea unor state participante, tocmai pentru că aceste state participante și-au promovat interesele în mod firesc prin integrarea în alte structuri, fie de securitate, fie structuri economice. Și, într-un anumit fel, sentimentul acesta de marginalizare al OSCE-ului există și persistă în anumite forumuri de dialog și în anumite cancelarii, dar nu știu dacă acest lucru ar trebui să fie privit într-un mod negativ. Există acea butadă celebră, Mauro și-a făcut datoria, Mauro poate să plece. Nu este cazul OSCE, nu și-a terminat. Sunt ferm convins că OSCE-ul a avut o contribuție importantă în acești 40 de ani de activitate și a dovedit o capacitate extraordinară de adaptare și de actualizare la noile cerințe care au apărut după perioada anilor 90 și încă are în continuare foarte multe de spus în planul dezbaterilor internaționale în ceea ce privește tematica de securitate. Și aș vrea să mai adaug un singur lucru. Până la urmă, OSCE este organizația care timp de 40 de ani nu a servit doar statelor membre, statelor participante, a servit în general cetățenilor și a servit cetățenilor, oamenilor simpli, pentru că ei au fost cei care au trebuit să sufere toate vicisitudinile proceselor de tranziție pe care statele din Europa Centrală și statele din Caucazul de Sud, statele din Asia Centrală le-au parcurs în această perioadă. Iar această organizație pur și simplu le-a servit interesele prin pachet de informații pe care le-a oferit, prin metode, prin discuția elementelor de preocupare care s-au reflectat la nivelul societății. Și aș vrea pur și simplu să închei cu această concluzie. Atât participarea României în promovarea cuprinzătoare a securității în această zonă, cât și organizația ca atare, își menține relevanța pentru aceste state, pentru că dacă statele din Europa Centrală și Est și-au regăsit o altă dimensiune prin aderarea la Uniunea Europeană, aceste state încă se află într-o etapă de clarificare internă, într-o etapă de identificare a unor noi obiective în eforturile lor de integrare în această lume globalizată. Iar OSCE este organizația care le oferă acel meniu, acel compendiu de lecții învățate, iar România a avut și are ce să ofere, fie prin expertiza acumulată, fie prin ceea ce a realizat pozitiv și, de ce nu, putem să spunem și așa, cred, și prin greșelile pe care le-a parcurs România, ca povești nu de atât importante de succes, care ar putea fi evitate de aceste state în procesul lor de întărire a statalității, de transformare instituțională și de adaptare la noile realități. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a adresa profundele mele mulțumiri acestei instituții, Ministerul Afacerilor Externe, acestei instituții care pur și simplu m-a adoptat începând cu 1995, mi-a oferit posibilitatea să am întâlnesc încă din primele zile de lucru oameni care m-au ajutat să mă integrez rapid în această instituție, domnul ambasador Tudor, doamna Ene, sunt aici prezenți în sală, vă mulțumesc pentru prezență și pentru întregul ajutor. Aș vrea foarte mult să mulțumesc colegilor cu care am lucrat de-a lungul timpului în această instituție în mod direct sau mai puțin direct sau sub îndrumarea cărora am lucrat în această instituție, domnul director Constantin Georgescu, domnul Leontin Pastor,
domnul Iordan Bărbulescu, domnul Mihnea Motoc, domnul Mihnea Constantinescu, domnul secretar de stat Bogdan Aurescu. Nu am spus nici în ordine alfabetică, nici în ordinea importanței, ci pur și simplu în ordinea etapelor în care am lucrat cu domniile lor. Domnul Ștefan Tinca, domnul Răzvan Rusu. Aș vrea ca un cuvânt special de mulțumire să adresez domnilor ambasadori cu care am lucrat direct și cu care m-am format în această problematică a OSCE-ului, domnului Marin Buhoară, domnului ambasador Liviu Bota, doamnei ambasador Paraschiva Bădescu și, nu în ultimul rând, persoane care la acea dată reprezentau, sigur, persoanelor care la acea dată reprezentau conducerea echipei centrale a OSCE în perioada președinției și a Troicii, doamna Anca Elinoi și domnul ambasador Constantiniene, sigur, dincolo de personalitățile importante care au reprezentat conducerea ministerului și au fost atunci o perioadă de schimbare chiar în perioada când am preluat președinția OSCE, dacă mi-aduc bine aminte. Aș vrea să adresez mulțumiri cu această ocazie Universității Ovidius pentru că a avut încrederea să adopte un necunoscut pentru ea, să-l accepte la această studii doctorale pe care le-am început aproape 10 ani în urmă. În mod deosebit, doamne profesoare Viorica Moisuc, pentru răbdarea și căldura umană cu care m-a ghidat în această perioadă, tactul pedagogic și mai ales iscusința de a face un rebel specializat în relații internaționale să devină un istoric, într-o anumită măsură, și celor de la universitate care m-au ajutat în mod deosebit pe perioada efectuării studiilor, dar și pe perioada susținerii tezei și, de ce nu, și pe, cu ocazia publicării acestei lucrări. Doamnei Marinela Marin se află aici în sală, mulțumesc foarte mult. Sigur, n-ar fi corect din partea mea să mulțumesc domnului Ciprian Bordei pentru asistența în elaborarea identificarea materialelor în elaborarea capitolului de presă, cel mai savuros capitol, zic, așa cum spunea și domnul ministru Aurescu, și, cum se spune, cei din urmă vor fi cei din tâi. Aș vrea să mulțumesc familiei mele pentru că a avut răbdarea să mă suporte, să îi las deoparte atunci când doreau mai mult să fim împreună, tocmai pentru a finaliza și teza de doctorat și studiile, dar și această carte. Închei prin a vă mulțumi pentru prezența dumneavoastră. Sunt dispus să ne, cum a spus și doamna Brândușa Predescu, să mă angajez într-o mică sesiune de întrebări și răspunsuri și după aceea să continuăm să socializăm și dincolo de ușile acestei săli. Vă mulțumesc foarte mult!